Salutări tuturor, eu sunt Luiza și bine v-am regăsit într-un nou episod din podcastul În limba noastră, realizat de Grupul Vatra și subținut de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Astăzi o să vă prezint gașca mea. Bună, eu sunt Beatrice. Bună, eu sunt Daniela. Astăzi vom vorbi despre dans, având în vedere că suntem toți dansatori la Grupul Vatra din Torino și am să vorbim despre experiența noastră, despre cum petrecem, mai multe. Să începem, aș vrea să vă întreb când ați început. Vorbesc eu că... Bine, bine. Eu am început în 2022, da? Și am intrat că mama dansea, nu? Și de mult dansea și îmi zicea, hai, vino, că te găsești și fata, nu? Și prieteni buni. Eu ziceam, mama, și în italiană ziceam că română nu vorbeam înainte. Mama, nu-mi place, nu. Și odată am zis, hai să încercăm și prima dată, dacă te amintești, am venit ca... No, tu nu erai. Eram eu. Eu am venit cu un tricou alb și poate și eram tot alb. Nu știu, de mine aduc aminte, era o fază din camerini. De la noi, că gen, ai apărut tu și erau toate fetele. A, uite un băiat, wow! Da, și eu mi-amintesc de faza asta. Eu în ziua aia n-am fost la curs și mi-amintesc că erau toate fetele nebunite. Erau toate, vai, da, a venit un băiat, da, ce frumos e, da, poate mai e și simpatic, poate îl cunoaște mai bine. Și mama, m-am foarte impresionat că îmi plăcea multe de dansul, nu? Te-ai regăsit. Da, exact. Și mi-aduc aminte că m-au încercat să fac suita din Oltenia. Și nu știam nimic. Și când trebuia să fac ceasul, o parte din suita, îmi parea că toți fac ceva de mare lucru, nu? Și a fost foarte, foarte tare, cum să spun. Și acum sunt fericit că sunt aici. Nu? Tu, Beatrice? Eu nu știu sincer la în ce an am început. Gen, cred că în 2021-2022. Gen, mi-aduc aminte că era după pandemie. Și gen, am început pentru că tot auzeam la radio, gen, maica mea auzea hai veniți la Grupul Vatra, făcea Luiza publicitate. Da. Și gen, cred că lui maica mea a interesat-o foarte mult lucrul ăsta și a decis să mă ducă și pe mine să văd cum este. Am venit prima oară, mi-aduc aminte că eram îmbrăcată cu un tricou alb și erați toți în negru. Am făcut și poza de grup și gen eram acolo singura albă. Ce n-aș mai m-am simțit. Dar totuși gen mi-am găsit foarte bine cu prietenii, gen am creat noi legături cu prietenii. Da. Și pe asta pot să spun și eu cu... Da, gen e ca un fel de a doua familie. Da, da. Eu aș vrea să deschid o mică paranteză înainte să vorbesc și eu despre experiența mea. Noi în primul episod am vorbit despre chestia că vorbim o română așa mai specială. Noi vorbim pe rumital, având în vedere că suntem născuți și locuim încă în Italia, poate ne vine mai greu cu niște cuvinte sau cu niște... chestii, așa să zicem. Și ne uiți la mine. Da, mai aș vrea să zic acum, dar tu ești cel mai rumital, tu ești profesor de rumitală. Bun, acum hai să vorbim despre experiența mea. Eu am venit aici la dansuri de două ori. Uh-huh. Prima dată a fost în 2012-2013, cam așa ceva. Aveam 13 ani și am venit ca probă, așa, că aveam mulți prieteni, mai ales din cartier,
care tot așa veneau la dansuri și, bă, mă găsesc bine, dar vino și tu. Și mama vorbea cu mamele lor și am zis, hai să vin. Am venit, prima oară cât de cât m-am descurcat, am stat așa într-un colț și m-am descurcat și Iuri, care e instructorul, mi-a zis, mai vină încă o dată, că văd că te descurci bine. Și am mai venit încă o dată și am rămas aproximativ un an jumate, așa ceva. După aia am plecat din motiv că am fost băgat așa într-un grup mult mai mare decât mine, gen eu aveam 13 ani și colegii mei aveau 18-20 de ani, deci erau cu mult mai mari. Și așa că m-am lăsat, nu m-am găsit, nu. M-am lăsat 3 ani, a venit și pandemia în timp, și la 16 ani m-am reîntors în 2021 și de atunci n-am mai plecat. Am tot rămas aici. Prima oară am fost cu copii de vârsta mea și m-am găsit foarte bine. Chiar i-am cunoscut și pe prietenii mei cei mai buni, adică Dani și cu Denis, care astăzi nu este. Și de atunci chiar am dezvoltat o pasiune. Știi, la început veneam la dansuri, da, dar veneam că, da, ca să zic și eu că fac ceva, știi, nu m-a pasionat atât de mult. Te distrat. Te distrat mai mult, exact. După aia chiar a început să îmi placă la maxim și chiar acum îmi place la maxim. Acum eu am evoluat, așa, ca să zicem. Nu mai dansez cu prietenii mei, dansez cu un alt grup. Da, noi avem mai multe ansambluri, nu? Da, și noi avem mai multe grupuri în școala noastră. Eu la început dansam cu Vatra Junior, care ei doi fac parte. Și acum eu dansez la ansamblu Vatra, dar chiar dacă sunt mai mari ca mine, gen, este încă o fată cam de vârsta mea, dar chiar dacă sunt mai mari ca mine, eu mă găsesc foarte, foarte bine. Pentru că pur și simplu sunt persoane și la noi mai ales, ca bază așa, este respectul și simpatia, aș zice. Că totuși, chiar dacă eram la început și chiar dacă stăteam mai mult tot așa într-un colț, nu prea îmi venea să mă bag acolo, chiar dacă îmi ziceau, hai, vino și, că și mie mi-au făcut după aia să mă bagi așa în suită și eu să nu știu nimic. Și eram fix în față. Și așa, la început, a fost cam greu, chiar și să încep să vorbesc cu colegii mei. După aia m-am obișnuit și acum fac parte, pot să zic că fac parte 100% din grupul ăsta. În chestia aia și că ai și tu maturat între timp. Aia sigur, dar cred că și voi la fel. Eu când am ajuns aici eram o copilă, pur și simplu. Nu că acum sunt mai mare. Și eu am intrat că... Nu că acum sunt mai mare, dar totuși m-am mai maturizat între timp. Eram și eu mai mare de... Nu, am... Aveai și tu 16 ani? Nu, mai nu aveai 17 tu. Da, nu mai ține minte vârsta perfect, Dani. Alzheimer-ul e pe colțul străzii. Da, și... Hai să trecem la un alt subiect, dacă nu aveți nimic de spus. Bine. Ok, spectacole și evenimente. Cum ne descurcăm? Așa să facem un fel de backstage. Deci, ce putem să spunem backstage-ul, ok. Este, nu știu, într-un fel haios, este foarte plin de emoții. Pentru faptul că tu pur și simplu ești conștient că odată ce te urci pe scenă, o să, gen, lumea te vede, lumea este acolo, chiar dacă lumina este stinsă, chiar dacă tu nu o vezi, lumea e acolo și se uită la tine, gen, nu e că se uită la tine ca persoană, se uită la tine ca grup, gen, cum dansați și... Nu este faza că ansietatea de că o să greșești tu și o să te vadă. Este și asta, normal, că lumea se câteodată se mai uită și la picioare. Da. Nu înțelegeți greșit, vă rog. Da, totuși, lumea mai mult se uită la grup și normal că dacă vede că unul se duce într-o parte și ceilalți se duc în alta, înțelege că s-a greșit ceva. Bine, o mică paranteză pe spectacole.
Eu am un coleg, acum nu fac nume pentru că am respect pentru persoana asta, dar pe scenă au căzut pantaloni în fața tuturor. Gen, au căzut așa pantaloni, da. De fapt, da, aoleu. Da. Da. Și mamă, ce... La fel și pentru mine, respect la ce ai spus tu, eu nu am stres. Eu păstrez mult stresul înainte, dar pe scenă e cam eu cu mine. Eu mă uit la mine, nu mă uit la persoane care sunt acolo. Nici mă fac gândirea la cine e. Și voi cum gestionați stresul? Deci... Eu la spectacol e tot așa mai, nu știu, nu prea se înțelege din ce gândesc eu. Primele dăți mi-amintesc că n-aveam atât de multe emoții și chiar și acum, eu dacă trebuie să am emoții, le am după ce dansez. Dacă simt eu că bă, am greșit un pas, că am greșit coreografia, că n-am ajuns la locul în care trebuia, acolo mă panichez maxim. Asta de ce? Pentru că eu de la început am avut gândirea asta. Eu dansez pe scenă ca să mă vadă mama, ca să mă vadă prietenii care da. Vin la mine, da. Și vreau să dau o impresie, totuși să zic că mă, se duce la dansuri și chiar face ceva. Adică să se vadă tot antrenamentul care e în spate. Și de foarte multe ori eu am ajuns să dansez pe scenă și începeam și în două secunde terminam. Gen, nu știu dacă și vouă vi se întâmplă, pentru că mai ales... Nu te mai amintești de ce ai făcut? Nu, dar nu știu dacă vi se întâmplă. Trece timpul foarte repede. Da, da, okay, da. Foarte repede, da. Și când ești pe scenă, acum vorbesc și pentru lumea care poate nu a fost niciodată pe scenă, noi așa, în general, dansăm în locuri destul de măricele, să zicem. Și scena depinde cum e, dar e mai mică, e mai mare, acum depinde. Dar în fiecare spectacol pe care l-am avut, noi, pur și simplu, de multe ori, nu vedem cine este în sală. Pentru că noi avem toată lumina pusă pe noi. Și în sală, efectiv, e negru. Nu vezi nimic. Mai vezi un cap așa din când în când, dar nu stai să te uiți așa. Da, exact. Îi vezi pe aia din față. Nu stai să te uiți așa. Și de multe ori, eu nu mă gândesc, mamă, dar ce pas am după? Sau cu ce pas începem? Sau unde trebuie să mă duc acum? Nu mă gândesc la aia. Eu mă gândesc că, ok, începem. Trag așa un aer în piept. Încep. Și după două secunde îmi dau seama că am ajuns spre final, pentru că totuși mi-amintesc din coreografie, ajungem așa spre final și fac, da, gata, mai am doi pași și am terminat, gata, atât au fost. Și asta se întâmplă la orice spectacol, la orice. Pentru evenimente, gen, nu știu, de câte ori am dansat în piață sau chestii din astea. Eu, vorbind de discursul care ai ținut tu, eu cred că e mult treaba că când facem antrenamente, nu? Stăm foarte multe ori de dans, nu? Facem o repetiție, mai o dată. Și, de fel, coreografie durează 3 minute, 3-4 minute, nu? Și când faci, nu e chiar 3-4 minute, unele durează mult. Acum am spus-o, da. Ai dat așa un exemplu. Da, exact. Și e chestia că când faci antrenamentul, stai acolo 2 ore de repetat. Și cred că e mult pentru asta că zici că trece foarte mult timpul. Da. Acum, având în vedere că am trecut la întrebarea următoare. Da, exact. Antrenamente și petreceri. Deci tu... Ai zis tot ce aveai de spus de antrenamente sau vrei să mai adaugi ceva? Antrenamente, ca și putem să stăm aici 2 ore și
să vă mai vorbim de asta. Dar de multe ori antrenamente, vorbim de antrenamente pentru noi, nu că tu ești cea mai bună. Nu mai faceți mișto de mine, vă rog frumos, că mă enervez și mă duc la poliție, da? No, noi facem de 2 ori, nu? Și acum că am mai trecut un pic mai profesional. Sunteți mai avansați, da. Așa. Și toate antrenamente, nu? La început, vorbim de antrenamente la început. Antrenamentele trecute. Da, exact. Când mă întorceam acasă, mama, dormeam... Erai lemn, nu-i așa? Da, exact. Și acum nu mai este chestia asta. Și la spectacole ori petreceri, nu? Nu mai sunt rupt, cum se spune, da. Și asta este mult deodată de antrenamente care faci. Te-ai obișnuit cu antrenamentele. Eu spun acum pentru mine, dar pentru tine cred că e și la fel. Mă, sincer, nu știu. Adică eu, din câte știu, voi faceți de 2 ori pe săptămână. Da. Pe săptămână, joia și vinerea, și numai populară faceți voi, corect? Da. Okay. De noi facem programul vostru de popular. Ok. Eu dansez lunea, miercurea și vinerea. Da. Și lunea fac internațional, deci n-am atât de mult stres, sincer. Pentru că totuși terminăm pe la vreo 10, 10 și un sfert, deci e chiar ok. Ajung acasă, mai stau o oră maxim și după aia adorm, că ziua următoare am școală. Da, exact. Vreau să ți întreb că ai spus că te întorci la 10. Mamă. Nu e. Deci, cum ai zis tu, la început, bine, că la început nici nu făceam orarele astea când eram în grupul vostru. Gen, eu dansam numai joia, dacă țin bine. Anul trecut era doar joia. Și făceam două ore. Da, doar de acum noi la 9 terminăm, nu? Da, vinerea terminăm la 9, da, antrenamentele durează o oră jumate. Da. Când eram eu în grupul vostru, se făceau, cum au zis ea, de 2 ore și terminam pe la 8 jumate, dacă nu țin minte greșit. Da. Cam pe la orarul ăla. Deci ajungeam acasă, numai bine, mâncam, mai stăteam, mai făceam ce mai făceam și mă băgam la somn. După ce am început să merg și la alte cursuri, precum internațional, care fac lunea și miercurea, am început să văd că e mai greu să mă întorc așa la 10. Mai ales vinerea nu terminăm niciodată la 10. Deci orarul nostru e de la 9 până la 11. Și deodată și mai mult. De fiecare dată eu plec de aici până la vreo miezul nopții sau chiar până la vreo 1 mi s-a întâmplat de multe ori, dar norocul meu e că sâmbăta nu merg la școală, deci dorm până la 12 lejer, așa, chiar și mai mult. Dar la început am simțit diferența, într-adevăr, la început am simțit că era așa mai greu și mai stresant. Dar după ce m-am obișnuit, mai ales că la un moment dat, când am început să intru în ansamblu Vatra, aveam 4 antrenamente pe săptămână. Lunea cu grupul de fete, grupul L, care dansează tot așa internațional. Miercurea internațional cu grupul Vatra. Joia cu Vatra Junior și vinerea cu grupul Vatra. Acum tot am destule antrenamente. Ai găsit liniștea. Nu e că am găsit liniștea, dar cum se spune pe italiană, me ne sunt fata în arăgione. Adică, asta e, asta fac, punct. Până când reușesc, dansez, chiar dacă mă întorc la 1, chiar dacă mă întorc la 12 noaptea, n-are importanță. Iar tu, Bea? Mă, dar sincer, gen, acum vorbind, suntem tineri. Dacă nu facem lucrurile astea acum,
Nu poți să ajungi la 40-50 de ani și să te gândești că vreau să fac ce făceam când aveam 18 ani. Corect. Nu poți fizic, chiar dacă ai vrea. Nu? Și apoi noi aici, într-adevăr, stăm foarte multe ore la antrenamente și muncim foarte mult, dar totuși așa păstrăm prietenia între noi. Da. Sunt mult timp, păi nu știu dacă la voi e așa, dar în general eu cred că în toate grupurile, efectiv, se distrează în timp ce au antrenamente. Gen, mai stai, mai vorbești cu unul, mai râzi cu altul. Gen, nu stai chiar așa numai să te antrenezi. Mai ai și pauza aia în care ieși, mai vorbești, mai... Cu... Da, exact. Deci nu sunt chiar atât de grele. Prima te-am întrerupt, dar pentru mine e că când intru aici, e o altă viață, nu? Viața personală și viața de dansator, nu? Și de multe ori fac o amestecatură cu a doua viață. Că nu ai cum. Nu reușești, da. Nu ai cum. Și când găsești să diferești a doua vieții, da. Găsești liniștea, dacă se spune. Da, cum ar veni... Tu chiar și aici ești pe o scenă. Da. Gen, tu nu trebuie să aduci problemele tale aici la dansuri, că totuși ai venit aici să muncești și chiar să uiți de ele. Deci, cum ai zis tu... Un fel liberator. Da, exact. Sau nu chiar să muncești, sau chiar și să te distrezi. Gen, dansul poate să fie și distracție. Să știi că, bă, stau două ore cu prietenii mei. Da, exact. Și mai fac și altceva pe lângă. Exact. Te menții și în formă, beton... Bă, ziceam, întotdeauna, toate zilele care fac studiu. Și intri acolo și e tot alt. Da, no. Exact. Cum a zis Beatrice, e ca și a doua familie. Bun, noi vă salutăm și vă așteptăm la un alt episod, toți împreună. Sperăm să fie și Denis al nostru, care azi ne-a abandonat. Și să vă urez o săptămână ușoară. În limba noastră, pe data viitoare. Pa! Pa! Pa!